de picioare, menține încălzirea. Un record național de la categoria complet, stabilit în 1985 de Ela Kovaci, 1.55.68. După 200 de metri, preia conducerea Alina Lepama. La săritura în lungime, Valentin Tobop. Alina! Lasă-o un pic, Gheozdanu. Băieți, cele mai bune rezultate: Sidia Crăciun 52-82, Drăghici 53-24, Mincă 53-53. Am timp? Restul să le vedeți pe tabelă. Le vedeți pe tabelă. Primii trei să se pregătească de premieră, la momentul oportun o să invit la ceremonie. Noi suntem pregătiți, vă așteptăm. Rășină, fete, tafetele. Bun, putem. Să-l urmărim la lucru. Doagă și Nună. De asemenea, în câteva momente, săritura în înălțime feminin.
400 de metri carduri băieți, premieră făcută de profesorul Gheorghe Lucaciu și de domnișoara Miruna Saften, cu reprezentanta Astrei Asigurări. Pe locul 60, îmbracă tricoul de campion, oferit de Astra Asigurări, va primi medalia de aur și trofeul SRA, iar Viorica vine tricoul de campion, oferit de Astra. Seria a doua la 200 de metri cu Antonio Ifrim, CSM Brașov, Ștefan Codreanu, Buzău, Dan Roman, Cluj-Napoca, pe clorul 6, Răducu Lazăr, pe clorul 7, Băiești și Vlad Brâncean, pe clorul 8, Bacău. Am rezultatele la 200 fete, 1 Ogrezeanu, 23.